S-au întâlnit odată ghetuța dreaptă și papucelul stâng. Din vorbă în vorbă, au început să se înfrunte cu păreri diferite. Care dintre ei este un erou adevărat? Ghetuța era pasionată de sport. Alerga dimineața, juca fotbal, handbal, basket și tenis. Papucelul însă nu avea niciun sport preferat. El obișnuia să doarmă până la ora prânzului, iar când se trezea, se așeza în fața calculatorului pentru a deveni încă o dată campion în curse de mașini sau în lupte de stradă. Ghetuța și papucelul au discutat aprins, dar n-au ajuns la o înțelegere. De aceea, au hotărât să-și încerce puterile în tot felul de situații. Dar cum credeți? Unde se pun la încercare toți cei care se cred eroi adevărați? Desigur, într-o călătorie plină de peripeții. Și astfel, cei doi au pornit la drum. Au mers ei cât au mers și iată ce să vezi. În vârful unui copac stătea agățat un pisoi. Ura! A strigat papucel. Acum toți vor vedea cine este erou adevărat. Pe câți am ajutat eu în jocurile pe calculator? Papucel a încercat să se cațere în copac, dar imediat a alunecat și a căzut. Ghetuța însă n-a stat mult pe gânduri, a alergat spre copac, a făcut un salt și a dat jos pisoiul. Mare treabă să cobor din copac un pisoi, a încercat să se justifice papucel. Puteam să-l ajut și eu dacă nu era copacul atât de alunecos. Ghetuța nu l-a contrazis și a pornit mai departe. Deodată s-a auzit un glas care cerea ajutor. Aoleu, maniac, salvați-mă! Ghetuța și papucel au văzut-o pe Cifila, care se înneca într-un râu. Papucel, fără a sta pe gânduri, i-a sărit în ajutor, doar că s-a umplut cu apă și s-a scufundat. Ghetuța însă a găsit-o în ea pe malul râului și a întins-o Cifilei. Aceasta s-a agățat de ea și a ieșit la mal. Vai, dar unde e papucel? Iată, cu chiu cu vai, a izbutit să iasă din râu. Mare lucru s-a scos pe Cifila din apă, a spus el. Eu am salvat mii de vieți în jocurile pe calculator. Puteam să o fac și acum, de nu era apa atât de udă. Ghetuța nu i-a zis nimic și cei doi au continuat drumul. Papucel și Ghetuța treceau pe lângă un stadion, când le-a ieșit în cale un cățeluș plângând și a lovit rău de tot răbuța. Din această cauză nu mai putea participa la întrecere. Cel mai rău este că din cauza mea va avea de suferită toată echipa, a spus trist cățelușul. Lasă, nu-ți fă griji, l-a liniștit papucel. Eu și Ghetuța vom participa în locul tău. Zis și făcut. Când s-a dat startul, toți participanții cursei au început să alerge. În scurt timp, însă, papucel a obosit și a căzut. Între timp, Ghetuța l-a întrecut chiar și pe marele campion al Africii, Struțul, și a ajuns prima la finish. Nimeni nu s-a așteptat la un asemenea rezultat. Marea scofală să câștige într-o întrecere și eu puteam să o fac dacă am urmărit papucel, dar și-a dat seama că nu mai are argumente. Credea probabil că ieșind învingător în jocurile pe calculator, a devenit un erou adevărat. Să fie oare așa? Dar voi, dragi copii, ce părere aveți? Care este adevăratul erou al poveștii noastre?